Bineți și bine ați venit la un episod de Euro Truck Simulator 2 pe Barbă Neagră. Fraților, sunt aici în meniu și am aflat că în Portugalia, în Lisabona, aici în Lisboa, cum îi zic ăștia aici, Lisbon, cum e pe hartă, aici ar fi un truck dealer de Scania. În toată Spania nu există dealer de Spania. Deci m-am uitat pe listă și n-am găsit. Vreau să-mi cumpăr o Scania, am 200 de mii și vreau o Scania. Acum, ce m-am gândit e asta, și anume, hai să luăm o misiune de la Lisabona, de aici, de la Lisbon, nu de la Lisabona, mă rog, Lisbon, e același lucru, spre rușinea mea le confund, așa, spre Bordeaux și după aia îi dau cancel, o să-i zic aici take job, mașina mea este în garaj în momentul de față, așa că nu avem treabă cu al meu Mercedes, pe care probabil o să-l pun un pic de pe bară și angajez pe cineva ca să lucreze pe el și vedem ce scăne ne permitem la 200 de mii. Nu sunt nici foarte sărac, dar nici super mega bogat nu sunt. Ar mai fi mers poate încă o misiune. Și aici la Lisbon, ci că ar fi aici un truck dealer, doar că eu nu știu exact pe unde. Și vreau să ajung, uite, se pare că aici avem un semn de întrebare și aici mai avem unul. Hai să mergem prima dată aici. O să mă întorc probabil. Și eu vreau să trec și pe aici, sincer. Și trecem înapoi. Vreau să descoper zona asta ca să vedem truck dealer-ul. Dar înainte de asta, hai să mă dau un picuț mai în spate. Adjust seats. Și o să mărim aici un picuț fov-ul. De asemenea, dau un picuț mai în spate. Un picuț mai în dreapta. Și cam atâta ajunge. Și hai să pornim adelante. Avem aici, se pare că da, ne-a dat tot cu Mercedes, se pare că știe că sunt fan. Și vom purcede, nu este unul foarte, foarte potent, cred că este cel mai slab dintre toate. Transportes Caballeria, Caballeria, de fapt că e accent pe I. Vamonos! Eu acum merg doar ca să descoper. Banii pe care îi luăm pe misiunea asta nu sunt foarte mulți. Vreau doar să descoper zona. Nici măcar, mă, cum se aude semnalul lol. Cum se aude semnalizarea, what the fuck, dude? Ok. What? Nici nu contează foarte mult. Știi ce? O să iau la stânga, așa că o să depășesc pe aici. Eu încerc să nu ating pe nimeni, știi? Ideea mea în momentul de față e doar ca să explorez cât mai mult. De aici cu accelerare, pentru că acest Mercedes nu este unul foarte, foarte potent și rapid. Da, trebuie să ajung până în fața nu agențiilor de recrutare, și dealerilor de truck-uri, mă rog, ca să-mi descopere și mie Scania și cred că ăsta este pe dreapta, că deja am văzut steagurile. Scania, fraților, atât am vrut să aflu. Și dacă mă duc aici direct în misiune mă ia, ia să vedem. M-a luat, nice! Așa, tati, hai să vedem acum cât costă asta, 112.000. Următorul, 113.000. Avem Scania R, ok, și ăsta era R2009 normal, ăsta e R normal roof. Ok, clar, ăștia sunt complet diferite, e mult mai fain ăsta, are 370 de cai și ăsta avea 360 de cai, deci un upgrade micuț, dar e acolo. Ăsta e mai înalt, normal roof, ok, cu acoperiș normal. 370 de cai tot la fel. Opticruz GRS 905 și 1300 de litri aproape la rezervor. Ăsta are rezervor de 600 doar. De ce? De ce ăsta are rezervor de... Și ăsta are level 14 necesar ca poți să-l cumperi. Singurul pe care poți să-l cumpăr este ăsta, care vine cu 370 de cai putere. Tot ce e peste ăsta necesită și un level mai mare. Uite, ăsta e top line, streamline top line, ăsta e fine, 490 de cai, o nesimțire, o nesimțire. Dar nu pot eu să mi-l permit din cauza levelului. Hai, Scania S-ul, miau, miau, miau. E frumos, frumos, ăsta-s nesimțiri, iar are în spate, uite și tu, 3 punți. Mamă, 8 ori 4, mâncava, 580 de cai, băiatul meu, 3000 de newtoni. Și nu e atât de scump, e aproape 300.000. Da, level 18, ma, o să trebuiască să merg eu până la level 18 de mai a dracu. Bun, păi singurul, de fapt, primul pe care eu mi-l permit este ăsta, fraților. O să-i dăm un purcease la 118.000, n-ar nici că mai rămân și niște bănișori pentru a putea, să-i dăm un customize, pentru a putea mai departe să plătim și noi rata zilnică. Customizațion,
ia să vedem aici, o avem pe asta mai înalt, o să păstrez pe asta, nu-mi place neapărat mai înaltă, că nu prea am ce să fac cu ea și mai dau și 38 de minim plus, pentru ce, pur și simplu pentru ce. 6x2, 6x2 long, și ăsta e 1. Effective wheelbase, dar nu ne schimbă cu nimic torcul, de exemplu, tot o nouă. Ah, stai un pic că ne schimbă așa. Normal, manevrabilitate, heavy cargo, îmi îmbunătățește posibilitatea de heavy cargo dacă îmi iau 6x2. Și este necesită level mare pentru a fi cumpărate? Ăsta e 6x2 pe 4. 41.000. Ia stai să văd care e diferența între astea. Niciuna. Ok, absolut niciuna. La asta 43. 33 și asta la 60.000 ce face? A, asta e foarte, foarte lungă, ok. Cred că o să aleg pe asta 6x2 de... Nu o să aleg lungul pentru că pe oraș nu-mi trebuie lung. O să aleg 6x2 simplu. O să-l cumpăr și dăm confirm. Mai mă duc odată la customization cu așa. Avem așa 370 de cai sau 410. O să-l cumpăr pe ăsta. Așa, după care sper să nu mă duc prea mult cu banii, sincer. 12 viteze, 12 viteze e în regulă. Așa, avem pe stânga standard light. Vreau light sau vreau dark? Vreau dark, că sincer nu prea contează pentru mine. După care culoarea. Bă, mie îmi place culoarea asta, dar nu m-ar deranja ceva mai special. Aici știi când vine partea asta de customizare cu toate opțiunile astea, deci sunt... Cum să o fac? Cum să o fac? Uite, asta este a mea recentă. Știu și asta, îmi place. Este așa mai focoasă, știi? Și pe Spania, bineînțeles, care, sincer, nu mă încântă așa. Hai să o băgăm pe negru, ia să vedem. Uite, așa, complet neagră și cu steagul Spaniei. Dar, sincer, eu nu sunt spaniol, așa că nu prea văd de ce aș face-o nici și așa. 22.000 asta... asta nu e rea. Și pe asta pot să o customizez eu? Se pare că da. Ok, dacă în loc de albă băgăm un Porto. Băgăm un Porto, în loc de Porto băgăm un negru. Iau tot, tati. Yes, baby. Yes, a baby. Ok, gata, pe asta o luăm. Perfectos. După care avem așa, ce putem să-i adăugăm? Vreau niște lumini, tati, vreau lumini, dăm lumini. Nu dăm samurai-o, vizuale de-astea. Aș putea să iau pasta pentru 2000 în plus. Unde-s luminile? Eu pe alea le caut. Astea nu-mi trebuiesc, claxoane nu-mi trebuiesc. N-am lumini? Vreau lumini. E, astea mai puțin contează pentru mine. Avem grilluri. Ok, putem să adăugăm un grill, doar așa să fie fancy. Pentru 5700. Și poate pe grill pot să pun lumini și eu, ar fi genial. Se pare că da, se pare că da. Lumen Mark 1 și Lumen Mark 2. Hai să luăm 2-ul. Să mai pun aici, o să iau tot grillul doar cu lumini. Fii atent, îl punem aici tot. Paghet! Vreau cât mai multă lumină, cât mai multă lumină. Și de asemenea, jos pe laterale, câte un dăsta pătrățus. Ala e, mai am bani? Sau i-am dat pe toți pe astea? Asta nu mă interesează, cel puțin nu deocamdată. Aici avem toba, hai să luăm peste la 1200. 1400 parcă arată mai bine. Așa, sus aici în frunte avem beacon-ul pe care nu-l avem disponibil. Doar claxoane aici, lumini. Tot nu pot să... Uite, asta e bună. Uite, asta este bună. Uite, asta. Și de asemenea putem să mai punem lumini pe ea. Una aici, una aici și una în mijloc. Uite așa, mamă, am bani de toate astea. 182.000 de euro, mamă, domne, câți bani am dat pe customizări, oh my god, coaie, wow. Ok, m-a luat un pic valul, trebuie să recunosc. Ce pot să schimb aici? Ăsta. Barvă? Parcă nu vreau barvă. Șterge-o. Nu-mi place. I don't like it. Hai, un cocoș aici pentru 180. Asta nu vreau nimic.
la oglinduță, nu vreau nimic. No, I'm good. I'm good, eu nu sunt chiar atât de pretențios pe interior. Să fie... Ah, din Rocket League. That is nice. Ok, îmi plac aspectele astea. Stai să ies un pic afară să văd să nu-mi fi pus numărul de matriculare. Se pare că nu mi l-a pus. Ok, totul este foarte bine și frumos. O să-i dau confirm ăsteia. Deci, bă, am un trac de trac cu aia. Uite-te și sunt... Oh my God! Arată mișto. Sincer, grillul nu prea mă încântă foarte mult, dar dacă doar cu el pot avea eu atât de multe lumini, îl păstrez, îmi place. Bun, îi putem da purceasă la 410 cai putere și deja am luat unul nesimțit de nesimțit, știi? O să-l aduc aici, îi dăm pe slot. Ăsta este pe Michelangelo. Eu sunt! Bun, fraților, acum, you want to leave the truck dealership? Da, că oricum mai am bani mai decât 22.000 de euro, adică te rog frumos, sunt lefter units. Și acum pe job market nu am decât să-i dau un cancel. Cum îi dau cancel ăsta? Asta e, să vedem aici. O să dau truck dealer, truck așa, garage management. Poate că dau la drive, ia să ne pic să vedem aici. Cancel current job. Ia de aici. Plătesc 12.000 să-i dau cancel ăștia. Ma! Fuck it. Facem banii ăia cu altă ocazie, ok? Îi facem altfel. Și mai angajăm pe cineva să ne mai facă bănișori. Al meu, Jean. Ian. S-a upgradat în level, așa că acum am face mai mulți bani. Iar eu cu ăsta de Scania pot să mă duc pe culmi noi. Am acum lumină, tătelule, să fac din noapte zi. Atât îmi trebuia. Sunt super entuziasmat de chestia asta. Deja am jucat foarte mult cu Merțanu. Jucat și cu Daf și cu Merțanu. Acum băgăm Scania. Nu mă las până nu am toată flota. Deci nu o să am un Daf sau doar Merțanu. Nu, le-am pe toate. Pe toate le iau. Asta este noul meu Scania. Bun, și acum. Și mai aici, frumos și alus. După care ne ducem la Recruitment Agency. Vom da click pe singura pe care eu am găsit-o aici. La Murcia. Am? Haide, nu mă lasă. Hire a driver. Ok. Uite, bă, ăsta bătrânul. 1.7. Doar 2 am? Hai să luăm pe ăsta, că pare așa mai cu experiență, știi? Uite, luăm pe ăsta. Hire driver. Dă-l încoace și du-l pe Merțan. Ăsta bătrânul. Arată Merțan el, știi? Așa, fraților, bun. Și acum, o să mergem aici la job market. Înainte de chestia asta, hai să mergem puțin la driver management, ca să-l vedem pe Ian cum se descurcă. Și acum l-avem pe Ian și pe Tim. Ian, în momentul de față, face training pentru ADR-ul și are long distance-ul foarte, foarte bine băgat. Acum vreau să-l învăț pe ADR-ul pentru a-i crește puțin valoarea. Așa, și ne dă 1800 pe zi, cum si, cum sa. Nu e rău. Nu e rău. Acum, în momentul de față, se odihnește. Are și el un DAF bătrân, săracul. Este prea, 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 prea uzat. După care ne ducem pe job market, freight market și hai să luăm ceva din Barcelona, ceva frumușelus. Hai să vedem. Bun, suntem pe Barcelona aici și hai să vedem. Cel mai mult avem acest 25.000 care duce spre Franța, la Rennes. Avem 18K tot pe Franția, tot pe Franția. Asta e Elveția. Ok, price per distance. Price per distance? 14, price per distance. Nu, e price-ul. Ăsta e cel mai bun aici. Deci clar, ăsta se merită în momentul de față, doar că trebuie să o luăm pe Francia. Ok? N-are nic. Mai avem ăsta de 15 tone care duce la Ciudad Real, care merge în partea asta. Aș putea și după aia poate iau ceva de la Ciudad Real. Nu se plătește chiar atât de bine, dar nu e nici mare diferență. Fiți atenți că aici avem 23.000 de euro per kilometru și aici avem 23.000, scuze. Avem 23 de euro per kilometru și aici nu avem decât 21,4. Căcatul ăla e cu un euro și ceva per kilometru. Come on, man, come on. Așa că vom testa Scania la următoarea misiune spre Ciudad Real. Hai, vreau să explorez cu totul Spania. Și mamă, e atât de mare. Mamă. Foarte mare. Like, extraordinar. Și pe aia vreau să mă duc eu și pe Portugalia și să le facem cu totul. Cine știe, până termin eu Franța și Portugalia, mai apare vreun update.
nu știu ce ar mai putea apărea, dar cu siguranță trebuie să mai apară un update. Bun, hai să vedem cum se prezintă doamna Scania, pe care o îndrăgiți cu toții atât de mult. Dar înainte să plecăm la drum, trebuie să facem treaba asta, să ajustăm aici un picuț fovul, ajustăm un picuț aici scaunele, vreau să văd un pic mai așa de suselus, oglinzile le-am în vizor, totul este perfect. Bun, și eu pe harta aici până când merg ca să-mi iau... Ok, merg până aici, deci nu merg chiar foarte, foarte mult. De asemenea, am aici o setare pe care trebuie să o reactivez, și anume Fatigue Simulation, o avem acolo așa, adică oboseala. Am dezactivat-o de când am jucat multiplayer pentru a nu aștepta oamenii după mine. Bun, motorină avem? Se pare că da, și ăsta, doamnă și domnilor, este tracul. Hai să vedem dacă merg astea. Oh, cum activezi luminile? Trebuie să existe o opțiune. Le-am aprins. Le-am aprins și pe astea. Și beacon dacă avem, dar nu avem. Gata, mă, le-am găsit. Deci erau la F4. Ok, și trebuie să le activez eu. Ce tare, și dashboard-ul. Ok, bun, când vine seara o să le activez. Ce mă place cu lumini, ce mă place. Sper să facă totuși o diferență destul de considerabilă. Adică eu unul așa sper. Bun, eu merg așa, bun, e regulă. Sună un pic diferit. Wow, ce mișto arată. Bun, ia să vedem acum. Are mai mult bas motorul. Oricând trepte destul de rapid el. Să mă obișnuiesc cu viteza. O, da. Sper să vă placă acest Scania. Da, am văzut că sunteți foarte, foarte fani Scania. Nu te băga. Eu nu am un track favorit și nici nu vreau să am. Vreau să joc cu toate. Mi se par toate interesante. Aici ce avem, roșu? Nu avem. Avem doar atenție. Ăla-i tati. Sper eu doar că atunci când am misiuni de astea în care trebuie să tractez remorci foarte grele, speciale, să mă mișc ceva mai rapiduț, știi? Asta este cerința mea în momentul de față. Dar e fain că după aia pot să-mi upgradez. Mamă. Pot să-mi upgradez motorul, ceea ce mi se pare absolut genial, când trebuie neapărat să schimb track-ul, știi? Adică merge să schimb motorul și aia a fost. Hai, băiatul meu, hai, dacă n-am cum să te depășesc aici, fiți arcasă să-ți fie, trebuie să intri pe contrasens, fii atent. Am semnalizat acolo, deși era ilegală depășirea aia, știi? O, ce rupe, fiți atenți la asta. Aici, da? Aici. Ok, sunt încă concentrat. Că bagă, rupe. Nu te joci cu aia. Nu te joci cu asta, cu aia. Da, uite-l. Scania, baby! That is nice. Bun, facem la dreapta. Ok, intrăm pe port. Îmi iau de acolo a mea remorcă, după care am pornit la drum. Acum trebuie să fac bani urgent, pentru că-s vai de mama mea și dacă mi-a luat banca două plăți, ăla sunt. O să fiu după aia pe zero, o să fiu pe nenorocire. Ăsta e Ian al meu care are mașini? Cred că Ian al meu era ăla. Zi. Și pe aia stânga. Uite ce știu ce fâșneață e. Bă, băiatule. Wow. N-am nimerit pe nimeni acolo. Wow. Deci sunt super mega uimit de treaba asta. Nu intru aici, intru la următoarea. Mamă. Ok, era cât pe ce s-o comit acolo. Bun, și de aici o să ne luăm la Ciudad Real. Vamonos! Bun. Se pare că avem și la Geneva. Ciudad Real. Ăsta mă interesează pe mine. Sau spre Madrid, da, mai putea. Dar aici kilometrajul e un picuț mai micuț. Nu, spre Ciudad Real rămâne. O să luăm jobul ăsta. Așa, unde este? Fix în stânga? Asta e de aici? Stai așa că nu pot să iau de aici, că acum s-a spawnat gardul. Ok, o să bag aici. Perfect. Uite, mă, cum arată, mă, mâncava. Și uite-te și tu cum arată. Vai, ce tare.
Ok, trebuie să fac o ședință foto aici, dar nu o să vă plictisesc. Gata, mi-am făcut pozele aici. Și acum să procedem la treabă, zic. O să dau cu spatele. Uite ce dificil e din camera asta să dai cu spatele. Mi se pare mult mai intuitiv dacă ești de la volan și te uiți în oglinzi. Poate așa din obișnuință, știi? Ok, venim ușor și cuplez. Aia a fost. Am cuplat remorca aici. Nice. Mă, dar cum arată, măi, capaș. De-abia aștept. E 10 și jumătate. De-abia aștept să vină seara și să testez noile lumini. Eu sper să facă o mare, mare diferență. Bă, mare vreau, înțelegi? O să opresc acum. Vamonos. Bun, voi merge la dreapta. Deci o luăm pe aici. Uite cum faci cu coșelul meu acolo. Cu coșelul meu, lel. Îl am pe bord. Așa, și băgăm o stângacius, da? Auzi cum face. Stai așa să mă lase bărsanul ăsta pe stânga. Uite, poliția, sunt bine! Sunt conduc regulamentar, lăsați-mă în pace. Băi, s-aude într-adevăr, motorul ăla de 400 de cai s-aude frumos. Nu e rău deloc. Ok, aici avem prioritate, se pare. Merg tot în față. Și después, ala izquierda. Asta ce facem, dă mie? Nu, eu trebuie să-i dau. Ok. Hai să urcăm. Ma, acum îl vedem-o. La deal. Da, uite, mâncalaș. N-are stres. 40 km pe oră, 39. Hai că nu citește foarte mult. De crescut acolo, dar nu foarte mult. Sper și eu la unde la OP, știi, deși aici simulăm realitatea totuși. Gata, fraților, și acum suntem pe drum. Gata, nice. Bă, am tot căutat informații, știi, mă, unde găsi și o Scania pe toată Spania asta, știi? N-am găsit Scania pe toată Spania. Nu există dealer de Scania. Există în Italia, e la Milano, e pe Franția, sunt două locații, mi se pare, sau chiar mai multe. Pe Spania nu e dealer de Scania. Mi s-a părut like, super wow. Cum să nu fie, știi? Și n-am găsit decât în Portugalia, acolo așa, lângă. Las că merge și așa. Îl păcălim și așa, îl păcălim. Bun, avem 683 de kilometri. Presupun că pe ăștia îi fac cam 40 de minute. O oră chiar. Facem o oră la ăștia, da. E puțin, zic eu. Avem drum întins, Scania asta trage de numai. Ia uite, știu cum face aici. Na. Și mi-e drag de mor că am luat-o și pe asta. În principal îmi place că am trei diferite. Am DAF, am Mercedes și am acum Scania. Cred că următor este tot așa DAF-ul ăsta din 2021. Ăsta ar fi idealul. Idealul și am mai pus ochii pe un Volvo de asemenea. Numai să fac eu bandă. Ce-ți dau un prumut ăsta și mă seacă în suflet că nu pot să pun și o bani deoparte, cum fac niște bănișori, cum trebuie neapărat după aia să-i dau la... Băi, nu m-a văzut poliția că am băgat aici viteză, ești nebun? Ce să-i dau la împrumut, știi? Asta e partea nasolie. So, yeah. Asta mă dezamăgește. Da, pic cu pic se face mare și Volvo-ul e în așteptare. Bun, fraților, aici o să ne oprim și noi cu clipul ăsta. Sper că v-a plăcut și sunteți de acord cu alegerea mea aici și vă place și cum l-am customizat. Și noi ne vedem data viitoare și până atunci drumuri bune vă doresc și noi ne auzim. Pa, pa!